Fata care închide poarta Naționalei de fotbal este azi în bucătărie. Andreea Părăluță e plecată de 10 ani de acasă și a învățat de nevoie să-și prepare bunătățile preferate. Cu pastele ei l-ar da pe spate chiar și pe Messi. Hai România în fiecare zi! Hai cu energia! Hai cu magia! Hai România în fiecare zi! Să punem și pastele, că apa deja fierbe. Le lăsăm 10-11 minute. Portarul Naționalei de Fotbal Fete, Andreea Părăluță, e înnebunită după paste. Italienii care mănâncă paste la orice oră sunt campionii lumii la fotbal. Este o rețetă destul de simplă și de rapidă. Și mai ales pentru un sportiv este foarte ok pentru doza de carbohidrat. Înaintea meciului este foarte bine să mănânci paste sau orez. Deși apără de 6 ani în Spania, Părăluță preferă oricând bucătăria italienească și românească. Pizza și pastele îmi plac foarte mult. Când merg la țară, tot timpul bunica mea îmi păstrează puțină carne afumată. Fata care apără poarta României își gătește singură mâncărurile preferate. Ca desert, salata de fructe cu pepeni, banane, piersici și mango e în top. Care e fructul preferat? Banana. Părăluța ar găti paste și pentru idolii ei din fotbal. Cui ai găti? Lui Messi. Este jucătorul meu favorit. Iar de la noi din România? Mirel Rădoi. Sunt stelistă.